Sfânta Evanghelie de la Matei citire. Slavă ție, Doamne, slavă ție! Nașterea lui Iisus Hristos așa a fost. Maria, mama sa, fiind logodită cu Iosif, fără să fi fost ei înainte împreună, s-a aflat având în pântece de la Duhul Sfânt. Iosif, logodnicul ei, fiind drept și nevrând să o vedească, a voit să o lase în ascuns. Și cugetând el acestea, iată, Îngerul Domnului s-a arătat în vis grăin. Iosife, fiul lui David, nu te teme a lua pe Maria, logodnica ta, căci cel zămislit întrânsa este de la Duhul Sfânt. Ea va naște fiul, și vei chema numele Lui Iisus, căci El va mântui pe poporul Său de păcatele lor. Acestea toate s-au făcut ca să se împlinească ceea ce s-a spus de Domnul prin prorocul care zice: Iată, Fecioara va avea în pântece și va naște fiu, și vor chema numele lui Emanuel, care se tâlcuiește, cu noi este Dumnezeu. Și deșteptându-se din somn, Iosif a făcut așa precum i-a poruncit Îngerul Domnului și a luat la el pe logodnica sa. Și fără să fi cunoscut-o pe ea, Iosif, Maria a născut pe fiul său cel unul născut, căruia i-a pus numele Iisus. Slavă ție, Doamne, slavă ție. Pașii mei îndreptați după